Neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile de drum și traversarea neregulamentară au fost cauzele care au produs în această dimineață două evenimente rutiere, în urma cărora două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și investigații. Primul eveniment rutier s-a produs la ora 9:35 în localitatea Gâlgău. O tânără de 27 de ani din Ilfov, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Deș-Baia Mare, a accidentat un bărbat de 81 de ani din Gâlgău. Pietonul s-a angajat în traversarea șoselei prin loc nepermis și fără să se asigure. Evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a pietonului. Câteva minute mai târziu, un zălăuan de 24 de ani conducea autoturismul pe drumul județean 108, iar între localitățile Jibou și Someșodorhei nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum. Carosabil umed a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu autoturismul, care circula regulamentar, condus de un bărbat de 43 de ani din Năpradia. În urma impactului, pasagera de pe locul din dreapta față în autoturismul condus de bărbatul de 43 de ani a fost accidentată ușor. În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.